Rabri, știu eu. Trebuie să vorbesc ceva cu tine, Diana. Cu mine? Aha. Da. Doar noi bine, doi. Vorbim. Ce răzumi, Denisa? Salut, băieți, salut, salutare! Nu, că nu-i place cum mănânc, sunt mai nerespectuos eu de asta. Mănânci cu gura deschisă, plescă, ia? Da. Face ASMR-uri din alea. Aha. Bravo. Precum ți-a fost ziua, ce să fac, mă, Florin? Aceea zi, frate, aceea zi. Mă trezesc de dimineață, mă duc la muncă, vin de la muncă, mănânc Prea, și eu ceva, și un pistol, mă bag live. Aolea, dar cine ți-a dat pistolul? E... Păi spune și mie, te rog. Să știu Ciobi. Cine are bucurii la tine. Ciobi are bucurii la tine? Ciobi mi-a dat pistolul. Păi glum, dai-am bani? Da. Că acum trebuie să-mi iau și nu mi-am luat. Dă-i mesaj lui Diana, Tudor, că ea ți-a dat bani. Așa, am auzit că mă vorbit. Să nu spui că eu ți-am zis, da? M-a vorbit ură, bre, ce treaba am eu. Doar ți-l rezolv. E bună așa, Pergol? Da, seara mi-a ducea flori. Zic, tu te băi, băiatul, dai. Aaa, în cazul ăsta ai rupt gâtul și după aia îl bag și în spital. Păi, așa făcea, ți-a ducea flori? Da, dar nu știu de unde o scotea. Băi, Luana a mea, știi ce zicea? Zicea, lasă-l pe Eric, că nu-i de tine. Dar cine-i băiatul ăsta, Ciobi? Să-l dăm afară de la casă de acolo. E fostul lui... Păi, nu știu. E fostul... Fost. Al tău e Denisa? A fost. Păi asta zic, fostul ei. Dani, bună seara, Dani, salut. De ce nu merge live-ul mai mult de 720? Băi, ar trebui să meargă, frate, nu știu de ce câteodată există problema asta, nu știu. Ar trebui să meargă. Poca, mersi frumos, Poca. Pare deștept-el așa, dar e prost. Uite și dă-și tu un jaf. Mergem, băi, dar trebuie să se mai strângă băieții la casă. Nu putem merge așa una, două. Trebuie să se strângă și băieții la casă, nu? Mă duc așa de nebun. Dați așa să vedem. Păi mai găsit la mine faci? La ora asta? Ce faci, mă? Îl iau torp sus. E Poca realul sau? Nu știu. Unde plec? Unde ai fugit? A dispărut. Cine? Pistolul. Azi că-ți fac eu rost de altul. Dar de ce ai tu nevoie de pistol? Păi nu știu. N-ai Ia nevoie. Stai un pic. Nu mă lasă să stai în pace. Uite-l și pe ăla. Cine e ăla? Un bombalou care a intrat în mașina mea. Băi, chiurule! Orbete! Băi, Urbete. Da. Vezi că ai intrat în mașina mea. Ce mașină, bre? Dă-ți ochelarii jos și vin afară să vezi, dacă nu ți-i dau eu. Stai, bre, să-mi iau cămașă, stai așa că nu-i de bine, uită-se. Da, să o dă un colo de cămașă, hai să vezi ce ai făcut la mașina mea. Oh, shit. Stai, e obraznic rău de tot. Darius, te pup, Darius, Darius, te pup, așa zic eu. Uite, nu o vezi aici pe-a mea? Eu văd doar asta mov și eu văd pe asta, cum se numește, pasta neagră, atât tot. Păi și pasta? Nu o văd. Cum mă, nu o vezi? Am ceva, dar nu văd nimic. Păi ce-i mașina mea? Acum o văd. Și era parcată frumos aici și a venit un chiorete și mi-a împins-o în trotor și mi-a zgâriat-o. Cine, mă? Un prost, dacă tu mă te... Nu eu, nea, bebe, nu eu. Nu se poate. Se poate foarte clar, să știi. Bre, ți-o lovi mașina ce-o... Bre, eu te-am văzut când ai venit aici. Am vrut să vin să-mi iau de tine, dar am zis că-ți ia el de tine. Bre, mai mănânci mult, mă. Bre, Andrei, ia zi numărul să te bag aici, că m-am săturat. Dar dacă ți-l mai schimbi odată, te-ai dat dracu. Eu? Hai bine. Bine, hai că vreau și eu. Scrnotezi, da? Stai așa, că nu știu unde să te trec, la Andrew Popescu sau la Andrei Zro? Unde vrei tu, că tot aceeași chestie. Trece mă la Alex. La Andrew Smith. Hai zi numărul. 0798
7, Puca, 8, mersi frumos, 5, 7, 8. 2, 5, 2. O să te pun pe public, 24. Aolo, atunci mă pregătesc. Mă duc să mă îmbrac, bere-mi, hai că... Ce domnișoară, doamne, ce vă minunați așa? Băi, Andrei, aici este Diana. Încântat, Andrew Smith mă numi. Cum? Dacă, Andrew Smith. Dacă cineva o supără vreodată, trebuie să, să ai grijă de ea. Primit în cască ceva. Ce? S-a dat șaf la banc. Păi vezi că ăia de la tine în cască sunt cam bombalei, că eu am văzut de mult. Acum, da, mie, acum deja e poliția acolo. Eu am văzut de când au început ei să spargă alarma. Nu știu, bre, mie acum mi-o zic. Și dacă te uiți bine la mine, eu n-am nici cască. În schimb, eu am o fată frumoasă. Mai bine tac. Adică ce ai să nu, spui? Nu, nu-i vorba de asta, mai am să bag ceva sau... Nu mai după băga, telefon. Nu mai băga. Mai băga. După telefon. Păi asta zic, m-am abținut. Păi nebibi, dar ți-ai lăsat barba să-ți crească, vrei? Sau ce barba ai? M-am îndrăgostit mă și de aia. Dar că mă aud prea tare? Mai bine acum sau mai încet? Nu știu. Păi cum zici tu, băi? Eu zic că ești ok, nu prea sunt așa pretențios. Vezi că și eu aveam armă, dar nu mai am. Nu mai scoate armă publică, sunt camere aici. Cine o scos? Eric. Din greșeală am să văd dacă îl mai am. Poca, mulțumesc frumos pentru... Pentru afacerea de ieri, cum se rezolvă? Păi o să te sun eu și vorbim mai multe. Bine, nea, prima dată trebuie să vorbesc cu Diana, să o vedem, na. Să-i cer și ei un sfat. Îmi dau și ochelare ăștia jos, bre. Ce fac, elixir, word spell? Nu știu exact cu ce. Zici că-s copil mic fără barbă. Doar uite-te la mine, bre. Ești urât. Păi să zic că-s urât fără barbă. Ți-aș da beberonul. E Poca fake, acum am observat. Uite, eu nu știu cine e Poca, sincer, dar îi mulțumesc la băiat pentru abonament și pentru elixir. Pentru subscribe. Vrei să mergem să vorbim ceva, Diana? Hai. După aia trebuie să mergem la casă, că trebuie să ne pregătim și noi acolo de ceva. Hai. Da, mai Andrei Cipian, salut! Normal că mai, adică ce vrei să zici, că sunt bătrân sau ce? Păi nu, bre, da. Vorba ta, dacă au furat ăștia deja banii de la bancă, mai găsi și tu ceva? Cât de trădează iar băieții. Lasă, nu mai dai să mânce la copiii tăi. Lasă că ne descurcăm noi. Tu mută-ți mașina să poți să urci și eu mașina. Bine, nea, baby. Așa nu te urca încă. Nu te urca încă. Păi nici nu poți să mor până nu pleci. Dar vrei, nu te urca, ți-am zis, băi, mi-e carul. Pare rău, nea, baby. Deschide și pe partea cealaltă, dacă tot ești gentleman. Hai, Diana, să mergem. Hai, te pup. Mulțumesc frumos. Și eu, ne vedem mai încolo. Auzim? Hai, te pup. Amor, frumoasă mea, te ia dur. Hai. Venim la casă imediat, nebunilor. Deci că știam eu o locație frumoasă. Încă mor. Era chiar așa departe. Tudor Olar is hosting you, Tudor, mulțumesc frumos. Georgica is hosting you, mamă. Georgica are și urmăritor foarte mulți băieți, are undeva la 50, cred. M-auzi bine? Aici e o locație destul de mișto, nu știu dacă ai fost vreodată. Precol, Poca este un băiat care face tot roleplay cu o fată Izabela și alți prieteni. Ah,
Poca. Nu știam, de-l vă dați seama, eu nu prea am timp să mă uit la niciun YouTuber sau ceva, băi, chiar nu am timp, pur și simplu. Că mai văd câte un video, câte un din ăsta, da, se mai întâmplă să mai mi-apară și mi l-a recomandat, ei să mai arunc așa un ochi. Dar nu am timp să mă uit la live-uri, că uitați-vă și voi, vin de la muncă. Da, mergi prea repede. Iartă-mă. Bre, dar multă lume de acolo pe TikTok de la tine au dat așa la mine. Aveam, când am intrat acolo, erau 99 plus. De la 300 de așa am ajuns la 490. Și asta e bine, nu? Da. Trebuie să mă apuc și eu să postez ceva, nu? Hai să pui unul acum, nu vrei? Ba da. Vrei să facem unul aici? Da. Vrei să facem amândoi sau vrei să faci doar tu? Mihaela, bună Mihaela! Doi. Așa că știam un emoticon din asta de dans. Că era și mișto. Cred că ăsta? Asta. Care era, mă, frate? Hai că s-a dus. S-a actualizat, nu știu că am, de ce spun, de ce întrebi? Era unul cu mâna sus, nu știu cum. A, păi dacă îl găsești, bagnul de aia. A, ăsta e. Dance Club 2. Hai, și stai că îți trimit eu acum, stai așa puțin. Emoții de... Mai am ușor, mă grăbi că eu nu prea sunt așa aspă astea. Da, da. Așa, care era, cât am zis, Dance Club cât? 2? Nu știu. Ia de acel ăsta. Cred că ăsta e. Gata? Ia să fac și unul. Ia să facem și noi un TikTok, băiți. Trebuie să intrați la mine pe TikTok să-l vedeți după aia. Gata. Stai așa, Steve. Etichetești pe tine aici. Mâna stângă sus, dreapta la mijloc. Dar cum se numește melodia asta cu mâna stângă sus, băi, că eu nu știu exact. Mâna stângă sus, așa o trec. Mâna stângă sus. Hai. Niciun pas până la un stobele. Ia uzi. Mâna stângă sus, dreapta la mijloc, dai ușor. Chiar așa se numește, ok? Sau nu cam nimeric, mă uiți. Crandă bipă. Gat. Trebuie să-i dau și o tag aici. Am scris eu ceva greșit acolo, dar merg. Sper că n-ai scris gen cu fratele meu sau ce? Nu. Te-ai că mă sună Mihăiță. Nu-s cam neam de asta. Ce să eu fac? Eram. Uite, sunt la muncă cu niște treabă, cu... De ce mă întrebi? Păi vreau să vin și eu să văd ce zici, ce faci. Sunt la terenul ăla de golf, știi unde e?
Da, mamă, ce să vezi că era fix lângă el aici. Am înțeles. Ok. Aici chiar aici sunt, gata. Hai, vin un coace, hai. Unde ești? Te pup, pe aici, pe mijlocul terenului, da. Ah, bine, hai că am venit, gata. Hai, pa. Te pup, pa, pa. De ce râdeam? Îi zic, vezi că sunt la teren și el, aolo, nu trebuie, știi unde ești el? Aolo, ce coincidență, eram fix aici lângă. Aolo. Tăticule, ce faci? Ce să fac? Uite, dansam cu Diana, făceam și noi cu un TikTok Diana, ceva. Bravo, bravo, mă bucur. Preda, te-ai mai îngreșat? Nu, mi-am luat tricoul ăsta albastru, dar care e problema? Nu, ziceam așa. Ah. Da, mi-am luat și par puțin mai gras cu tricoul ăsta. Da, foarte frumos aici pe teren, foarte frumos. Îți place? Da, îmi place. Terenul. Atât. Da. Auzi, te-ai murdărit aici la spate. Du-ți să te șterg. Ia uite, chiar ai murdar rău. Gata. Așa. Da, tăticule. Pervers rău, Mihăiță ăsta. Ce? Ce-am făcut? Păi am șters-o că era murdară. Ce vrei să stai într-un TikTok așa murdară? Da. Doamne, ferește. Eu nici... Doar mă știi pe mine, tăticule, că nu sunt eu cu de-astea. Mâna stângă sus. Oricum, să zic, tăticule, acum sincer, nu vreau să o jignesc cumva pe Didi, dar Didi nu-i de nasul meu. Adică am alte așteptări, am altă prestanță, stai liniștit. Nu-ți face griji. Păi eu nu ți-am zis de ieri că să-ți păi vezi da. De fetițele tale de la... Asta zic, că să-mi văd de fetițele mele, tu de fetițele tale. Oricum ne-am înțeles ieri, ți-am spus ce s-a întâmplat, cum stă treaba și nu ești, nu mai are rost să-ți explic a doua oară. Păi mi-a zis nebunul. Eu m-am retras, mama asta nu mai am vreo să am treabă și te las pe tine să-ți faci treaba. Măi, știi ce? Știi care e treaba, Diana? Că eu zic și ție că, na, mi-e așa îmi place să... Bre... Ce? Lasă-mă să-i zic și ei. Gen. Bre, mi-e rușine că sunt aici eu de față, nu bre, nu acum. Lasă-mă să-i zic. Nu, păi atunci lasă-ne puțin să vorbim. Nu voiam să zic nimic, doar că să plece. Adică vreau să zic ceva, dar nu despre asta. Tu știi pe Andreea, nu? Da. Și, na, noi am fost împreună în trecut. Și după aia, nu știu, fugise din oraș, nu știu ce a făcut. Și acum s-a întors așa, ca și cum nimic nu s-a fi întâmplat, știi? Așa. Și mie îmi prea convine așa, înțelegi? Uh-huh. Adică sunt în căutare și eu așa de o fată serioasă cu care să mă văd și eu în fiecare zi să... Înțelegi tu? Să legăm vrei o prietenie. Să fac o poză. Sigur. DJ Stress, salut DJ Stress! Poți să vorbești, că te aud. Da, și... Așa, vreau să găsesc o fată cu care să... mă văd și eu așa în fiecare zi, să povestim și noi, să facem lucruri împreună, fără să grăbim nicio etapă a cum să zic, a legăturii noastre. Și... Înțeleg. Și na, ideea e că nu știu cum să fac eu cu Andreea. Cum, tu ce mai sfătui să-i zic? Păi nu știu. Bebe, ce să fac, păi, am cetul de la Trovo foarte mic? Ce să fac, am cetul de la Trovo? Nu știu de ce l-ai ieși pe calculator. Asta încerc și eu să zic. Na, nu știu. Adică... Dar chiar nu știu. Ziceți-mi, băi, și voi dați-mi și mie un sfat ceva, băiți. Da, mă, scuz un pic că mă sună. Nea, baby, mă auzi? Da. Așa un pic, băi. Stai doar 5 secunde ca să te aud. Ia zi ceva. Da, spune-mi, mă auzi? Așa, gata, gata. Eu te-am auzit din prima. Nu, eu nu te auzeam. Fii atent, nea, baby. Nu știu cum să zic, nea, baby, nu știu cum să zic.
pare că ai zis că vrei să oxigen faci ferul lui Andreea, nu? Băi, nu neapărat în sensul ăla așa, dar trebuie să... Cred că îl vei face. Adică? A pus contract pe tine. Cine? Andreea. Când, mă? Acum. Nu cred. Da, bebe. Și ce ți-a zis eu? Pe mine. Mi-a zis că tu îl înșel cu mulți gagici din oraș, că nu se mai poate. Cum adică că ea înșel? Chiar ținea o înșel. Bă! Te-ai că era să dea Mihăiță peste noi cu mașina. Ce am, se simte înșelat, că mândru cu alte gagizi și noapte. Vai, ce faceți? Uite povestea, ci că m-a sunat Andrei acum, că ci că Andrei a pus contract pe mine. Cum adică? Băi, dar păi și ce facem în situația asta? Păi nu știu. Băi, fii atent ce idee am, Fii atent. Eu mă fac gen că tu te duci, o să te duci și zici că ai îndeplinit contractul, că m-ai prins undeva și m-ai legat undeva și în tot timpul ăsta eu sunt cu Diana și mă distrez. Hap, 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 hap. Înțelegi? Mă duc și mă schimb așa, pun pe altcineva să coordoneze totul pe la casă. Eu decât stau așa, ascuns, stau cu nu știu ce. Bre, dar nu acum, bre. Ce nu acum? Acum caz care treabă cu... Bă, ce nu acum? Ce treabă are ea, mă? Tu ți-ai deschis creierul când ți-am povestit ce s-a întâmplat? Da. Și ce trebuie să faci? Da, bebe, iartă apelul meu și când îl vei primi, tu să știi... Că ce? Stai prea prost, mă, te-mbraci, ai înțeles? Ok, bine atunci. Vezi să nu... Mai sunt și alți hitmen pe aici, până oraș? Da, mai sunt, nu. Ai noroc, Alin. Mai sunt, da. Păi vezi, tu vorbești cu ei să mă trezesc că mă împușcă unul sau cea. Te împușcă, bre. Eu și din mormânt vin după voi, v-am zis. Pară de mine, bre, că eu nu s-am făcut nimic. Doamne ajută. Vezi că fii atent, dar fii asta ei, mai ești? Bă, câți bani ți-a dat pentru contract? Îmi poate oferi 350.000 de dolari. Îți dublez banii. Deci după ce terminăm ăsta, îți dublez banii, da? Bine, bre, bine. Hai, te pup, pa. Te pup. Da, tăticule. Și ce voiam să zic? Am fost să beau un suc și mi-a plăcut foarte. Ce faci? Păi stau și eu lângă Diana. A, nu te mai învătăși, că m-am metit și rău de tot. Da. Ia zi, ce s-a întâmplat? Zic, am băut sucul ăla și ce s-a întâmplat cu Andreea, spune. Păi, eu asta-i povesteam lui... Asta voiam să vorbesc cu Diana. Când erai și tu aici, nu știu de ce ai plecat. Eu zic că am alt plan. Ia, ascultă-mă tu puțin. Mergem să o luăm pe Andreea. De fapt, nu o luăm pe Andreea. Ascultă-mă că am altă idee. Bun. Deci... Ce la doi Mihăiță ăsta, bă, băiță? Andrei o pune pe ea. Da? Și spune... L-a răpit pe Pepe, dacă vrei să-i faci tu felul... Gen să-i spui ultimele cuvinte și alea... Îl ai aici, nu știu. Mergem într-o locație. Și noi o așteptăm acolo. O aduce Andrei. Și după aia o verifică la rândunică, că oricum nu are verificat-o, că n-am apucat, n-am avut când, știi? Dar tu vrei să o pui Andreea? E mare, mă, față de tine. Să știi că nu știu ce să zic. Dar măcar dacă tu vrei să o omori, că tu asta vrei să faci, că... Bre, cum vrei să vreau să fac rău cuiva, mai ales unei femei? Păi da... Exclus, eu nu fac lucruri din astea, nici nu s-a mai întâmplat vreodată să fac așa ceva, înțelegi? Nu s-a mai întâmplat? Stai că am ceva aici pe telefon. Să zic. Uite, ai văzut pistolul ăsta al meu, Diana? Deocamdată nu l-am folosit, dar simt nevoia de a încerca să văd așa. Poate se descarcă din greșeală acum într-un... În cine? În cop. Sper că nu în mine. Nu, stai tot liniștită, stai liniștită. Și ce voiam să zic? Că știu că tu ești un suflet mare, ești un suflet mare om. Și că tu nu faci de-astea și... Lui, și ce voiam să zic? Mă gândeam că... E adevărat, bebe. A pus contact pe tine, nu? Da, m-a sunat păi Andrei. Și tu ai zis că vrei să-i întorci. Ce vrei să-i întorci? Suma, mă, de bani pe care a pus contact, eu îi dau dublu înapoi. A, și nu-i faci nimic? Păi, mă, care-i faza? Eu asta vorbeam și cu Diana când ți-am zis că vreau să vorbesc cu ea, gen. Dar tu ai plecat.
Eu aș vrea, îi povesteam lui Diana că gen, eu am fost cu Andreea în trecut împreună, nu știu ce, și după aia a fugit din oraș. Nu se vorbește pe aici prin oraș. Stai seama, a umblat după... S-a dus prin alt oraș, făceau pe acolo petrol, se bușeau pe acolo unul pe altul, înțelegi? Uh-huh. Și după aia s-a întors, ca și cum nimic nu s-a întâmplat, gen, ca și cum eu... Da, da, da. O primesc păi așa, cu ai... brațele deschise, gen. Da, 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 tu într-o fel erai fraierul ei. Exact, fel, exact, exact. Cam așa, și ziceam că ăsta. De ce ai zis, tati? Ați dat că... ceva în gât? Da, m-am unecat puțin. Să te bag pe spate. Ai, mersi. Așa, bun. Și ziceam, și ziceam că mă gândeam că vrei să-i întorci. Că dacă ea vrea să o moare pe tine, vrea să-ți facă atâta rău. Mă gândeam că vrei să-i faci tu același rău, nu? Nu vreau să fac eu. Mie nu-mi place să fiu răzbunător. Știu, dar te știu eu pe tine. Și Peto Gaming, salut. Și mă gândeam că asta vrei să faci. Și eu prost că m-am gândit la asta, că știu că tu nu ești deloc răzbunător, da, deloc. Da, că mă sună Andrei. Deci tu hai, deloc nu ești răzbunător, da. Să știi, Didi, că ea nu, nu s-o poza ești acolo, deloc să te uiți că deloc. Ce poză? Dacă... Am trimis o poză, dar nu o poză de aia așa, o poză de aia mai... Poți să o pun să o vadă toată lumea aici? Nu. Doar pentru mine? Pentru tine. Și trebuie să mă uit neapărat acum la ea? Da. Hai că mă uit. Ce mi-a trimis mă nebunul ăsta aici? Aolo. E nebun ăsta, mă, de întâlnite poze că a vorbit cu Andreea, mă. Doamne ferește. Alo, mă auzi? Mă auzi, mă? Bre, păi nu trebuia să-i dai mesaj, mă, trebuia să mergem cu totul, să se întâmple. Păi n-ai înțeles, bre. Ți-am zis ceva. Ce mi-ai zis? Da. Ce ți-am zis? Zis că a pus contract pe tine, brenea, bebe. Așa. Păi asta zic. Păi a pus sau n-a pus? A pus, bre. Băi, păi ți-am zis, mă, ce trebuie să faci tu dacă a pus. Te duci și zici că ai rezolvat contractul. Și după aia eu mă schimb și pun eu câteva zile să aibă grijă de ăsta și între timp pun pe cineva, nu știu, să ăsta și își face și ea viața și aia e, trăim toți fericiți până adânci da, și bătrâneți. Da, deci o să mă ocup eu, spune că mă ocup eu. Auzi, de auzi, se ocupă Mihăiță de Andreea. Bine, bine. Auzi că el poate să cucerească una, două, nu-i problemă. Dar nu, bre, că... Că ai nevoie de mine pentru altceva, nea, bebe. Te sun. Chiar o să am, viate, stai un pic, vezi, chiar o să am nevoie de tine pentru Nea Gigi de seară. Când vine Nea Gigi, avem treaba astăzi. Ei, ce ți-o făcut? Păi nu pentru Nea Gigi, să... Pentru... Eu și cu Nea Gigi punem contract să ne aduci pe cineva. Și ai bani? Am, normal că am bani, că doar nu faci poc frumos, chiar dacă am ochi albaștri. Doamnește, ce să zic? Hai că mă duc mai târziu. Da. Cui să zi? Ah, ok, lui Andreea, hai, pa. Da. Da, mă, nu vreau până să mă pui pe aia pe cap să vă stea pe capul meu că e, deci, o femeie foarte înțepată ea, să știi, Andreea. Deci nu vreau să... Păi cine a înțepat? Înțelegi? Nu știu, e vorba vine brei așa, e ea mai nervoasă, mai mereu așa. Aha. Și nu vreau. Eu ziceam că dacă cam Sanchi tu pleci, într-un fel că a făcut tu a... dus contractul până la capăt. Poți să stai și tu într-un loc să-ți explic? Da, iartă-mă. Așa. Și mă gândeam că dacă stai 5 zile pe bar, așa, 5-6 zile, să mai stai și tu cu Didi de a vorba, dacă înțelegi. Și mă gândeam să am eu grijă de casă acolo, că știi că mă pricep, dar eu sunt fiul tău. Te pricep? Ia, opa. Asta mă gândeam, da. Ăla-i sile chiar. Da, la asta mă gândeam eu acum, dacă vrei, dacă nu, niciun fel de probleme. Gata, mă, așa facem, dar fii atent, vezi că astăzi trebuie să duci oamenii la JAF. Dar o să vin da, și eu o să fiu tot timpul în spatele tău, înțelegi? Bun. Și ia uite-l ce a dat acolo, 0722. Dar nu știu cum o să fac eu cu masca, o să văd eu cum mă descurc. Cred că o să mă schimb, dacă înțelegi puțin, pentru JAF. Să-mi fac o îmbrăcăminte pentru JAF, ce spui? Păi nu, mă, tu stai în spate, pui pe altcineva, nici nu trebuie să intri tu acolo, înțelegi? Pui pe băi să se... Păi da, intri pe căscuță cu ei, bași pe căscuță, intri cu ei, pac, 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 pac. Și eu vin, eu o să
intru acolo, le deschid ușile la ăștia, că eu am tot ce-mi trebuie, știi? Le deschid ușile, le astea. Bun așa, bun, așa facem, perfect. Da. Și cum o să te faci să nu te mai vadă, Andreea? Păi, vreau să mă schimb cumva, nu știu, văd, îmi pun niște barbă, îmi pun ceva, mă îmbrăc mai așa, să nu mă cunosc. Da, dar nu poți să stai mereu acolo la casă, trebuie să te tragi într-un loc. Păi mă mai trag așa, mai. Dacă vrei, te duc eu acolo unde stau eu la casă, unde stăteam eu înainte. Unde am trăit eu când eram de mic până am crescut mare, că știi că eu am fost un copil independent. Păi, dar nu vreau să stau departe de casă, mă, vreau să stau acolo, să stăm și noi acolo cu toți. Bine. Doar când vine Andreea, oricum ai tu casă mare acolo. Lângă noi acolo, ai o casă mare. Aolo, așa cu piscină, e. Dar cu... chiar, măi, da. Am putea să mergem până acolo și să-ți dau și ție cheile de la casă. Din... Și chiar să mi le dai și mie, că ai uitat să mi le dai de la trecută. Chiar voiam să mai trec pe acolo, să mai... Da, cum ziceam. Fac curat, voiam să fac curat acolo și... Da. Haideți, haideți să mergem la casă acolo. Da. Hai că vin cu voi, mașină, nu mai stau să... Știi? Păi îți las mașina aici, mă, ia-ți mașina, Mihăiță. Dar nu, bre, că... Bine. Nu mai scăpăm de asta. Acum merg eu prea încet? Da. Aolo. Ioi. Să facă curat în frigider. Mihăiță, dacă vine la mine acasă, într-un singur loc poate să facă curat în frigider. Chiar că... Ce-a transpirat nebunul. Salut, Pericol, salut, Claudiu, salut... Băieți, salut și pe YouTube, băieți, să știți că am dat drumul la live și pe YouTube. Pentru cei care sunt noi și nu știu asta, suntem live și pe YouTube în acest moment. Mi s-a părut mie sau fluieră cineva? Poftim? Ia uite-l cum ne-așteam. A, el fluieră? Băi, mi s-a stricat mașina. Vine eu nu... Așa. Și hai să mergem, că vin și eu cu voi, că... Na, mi s-a stricat, dacă chiar nu mă credeți că iese fum din ea. Deci o să vezi chiar acum. Am bușit puțin cu ea, deci nu vreau să mă încăcați. Nu mai scap de Mihăiță, băiți. Sunt la muncă, Dani, ce faci, mă, la muncă? Sile, mersi frumos pentru bebe Moise acolo. Păi normal că s-a stricat dacă ai intrat în copac. Da, da. Nu în copac, o n-am intrat în copacul ăsta, avem schimba în spate. Da, hai urcă-te tu, Didi, pe aici. Da, părim-o tot. Așa, gata. Ești un domn doctor de mutot. Zi, nu te abține. Eu oricum sunt școlar, așa că stau să am grijă de fetele mele, de așa, de grădiniță, de școală, nu? Păi da. Să nu mai umblu... Ce vreau să zic, că am avut și eu nevoia să dau pachetele la școală și nu mi-ai dat. Deci nu mi l-ai făcut. Trebuie să se ocupe cineva, tăticule. Zici și tu cine să se ocupe cu pachetelul meu la școală. Păi sunt atâtea băieți la casă acolo, să fac eu un sandwich. Nu, stai și eu să îi deranjez pe băieți acum. Sunt băieți sunt cu arme, cu jafuri, pare. Nu o să se ocupe ei de sandwich-uri și de bănuți. Îndeam eu la școală. Mă gândeam, uite, la domnișoara Didi, ce spui? Să fac aia sandwich-ul dimineața și îmi dai tu bani. Ce spui? Păi îți dau și sandwich și bani? Păi trebuie să-mi iau și eu un sucreț, o apă, o măslină, o făcăreț. Pe tine te bate careva la școală și vrei să-i dai sandwich-ul să te lase în pace? Nu, îl mănânc eu, că știi că sunt pofticeasă. Măi, lui Anderson, sper că nu ți-ai castane pe acolo de la... Ma, păi știi cum sunt eu pe bătaie? De la Glen Glen. Știi că eu, că m-ai învățat mai sărim, m-ai dus în ală, știi cum bat eu. Muș din ei. Ai știu dreptate aici. Dar zic așa. Depinde cât de foame ție. Da. Știi că eu sunt mai pofticios așa și mănânc sandwich-ul. Știu, eu știu. Da. Și... na. Da, sunt banii pentru oricum nu mai dat, îmi dai mai rar așa, tu îmi dai o dată la o lună așa de obicei. Prea îmi dai des, dar și când îmi dai ca lumea. Păi da. N-am timp să-ți dau mereu, îți dau o dată ca lumea și aia e. Da, și nu prea mai dat. Și trebuia să-mi dai, dar nu acum, când poți tu? Da, nu-i problemă, îți dau, păi nu-ți dau eu. Păi dacă nu-mi dai tu. Stai, și tu ești o fire răzbun bani are în cap, numai. Tu nu te răzbun pe fete și... Hai, Didi! Da. Când ai dat drumul la live? La ora 5, băi, bine, nu chiar la ora 5, dar la ora, de pe la ora 5 sunt live pe ăsta. Am dat. Da, unde... știu, unde dai și unde crapă, cum ar veni. Da.
Ia, uite ce sticlă. Tu ai pus așa verde sau doar eu o văd verde? Ce? Sticla. Sticla e verde, la... sigur că e verde. Asta este ultima mea casă luată. Are tata cașcaval. Are tata cașcaval. Hau, 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 hau. Poftiți, poftiți. Auzi, mai... aparatele încă... Ce voiam să zic, Dutucule? Mai ai mai ceva prin frigider? Că mi s-a făcut așa puțin la foame, la lingurica așa. Băi, nu știu, că de când m-am despărțit de Amalia, nu prea mai trecut pe aici, sincer. Am zis și eu... Mărgăști o portocală. Am zis și eu acum ceva timp, că mă pun și eu la casa mea ceva și... N-a fost să fie, pur și simplu. Ia și mănâncă că sunt bune. Nu, nu, dăm o comandă repede. Deci dai tu o comandă repede să mâncăm ceva, da? Păi și ce vrei să comand? Mâncare, ce pot să comand? Păi spune ce vrei. Păi, dar nu pot să zic așa, trebuie să scrii într-un not, că eu vreau mai multe chestii. M-am gândit că n-am încadă mult pizza așa cu tine, mă gândea să iar cu pizza. Ia zi ce vrei, că notez aici și după aia sunăm. Că suntem, mă, stai să întreb pe Didi, spune și tu, Didi, ce vrei să comandă de mâncare? Nu, lasă-mă pe mine că eu mă pricep. Prima oară zic eu și după aia dacă îi place și de ce mi-am dat eu comandă, poate și dă și aia, înțelegi? Ia zi, hai zi, hai că eu notez. Că suntem aici, 1, 2, 3, 4, 5 pizza, așa, 5 pizza să fie. 5 pizza. 5 pizza? Băi, dar mâncăm noi 5 pizza, mă? Nu, prile, mănânc eu. Aolo. Mă, frate. 5 pizza, ok. Așa. Și ceva milkshake, ceva de ciocolată, ceva bun așa, ceva mai, dar mai mare la, o, nu știu, la ce să zic, nu la pahar, la halbă sau ceva mai mare așa, la ghiveci, înțelegi ce vreau să zic? Nu. Ceva mai mare. Și că la ghiveci. Să capă ca lumea. Auzi băi, că la ghiveci. Așa. Ok. Și vreau și un, două sucuri de alea mari la 2 litri, 50. Măi frate. Păi nu, și milkshake și suc. De la-ți dau și ție. Bă, dacă dar noi nu bem suc, mă. Dar nu cred că beau eu, dacă vrei să spun într-un pahar așa, spun că nu mă zgârcesc, okay. Da? Ok. Dar eu nu mă zgârcesc, da, na. Înțelegi, le beau eu, nu-i problemă. Îi întreb dacă au la bidon ceva. Poftim? Îi întreb dacă au la bidon din ăla mare ceva. Da, exact. Mi-a dat cu virgulă. Foarte bine, bun. Așa, și cred că cam atât, nu? Nu, stai că și ceva dulce mă gândeam, dar vreau să-mi alegi tu, dar tot ceva mai maxim, așa ceva mai plin. Ceva dulce? Păi ce să-ți iau? Să-ți iau niște sărățele, ceva? Dulce? A, dulce, iartă-mă. A, dulce. O savarină? Una? Fu, nu mă sată. Zău. Câte să-ți iau? Trei, bine? Două savarine și savarina Rudidi și eu sunt mulțumit. Ăsta și... Băi, purcule, ce ești? Iată, nu gata, din greșeală, mă, ce... nu mai ți-au nimic, mă. Ce? Nu mai ți-au nimic, mă, e purcule, ce ești? Te rog, eu plec, mai bă, din greșeală mi-a scăpat. Mi-a scăpat, iată. Ia treci tu, treci acolo la colț cu mâinile sus, haide. Și acolo stai. Haide, bre, cum să mă pui treci, la colț? Treci la colț acolo, că păi chiar ai șiat, nu ți-e rușine și ți-e... Acolo cu mâinile sus, să nu te pun și în genunchi cu mâinile sus. Băi, îmi cer scuze pentru Diana, dar e crescut din ăsta, cum zice, eu l-am crescut, l-am educat frumos, nu știu ce, dar a dat de anturaj cu bagabon, spun oraș, cu... Ține mâinile sus, mă, bagabontule! A dat de bagabon pe aici, până oraș. Păi a crescut și el. Ia, vino să-ți arăși ție dormitorul. Denisa, bună, Denisa! Băi, ce nebun e Mihăiță ăsta, băi, e nebun rău de tot, băiți. Mihăiță are cont de YouTube? De YouTube are, băiți, are cont și de tot, dar nu știu dacă face live-uri pe tot, dar pe YouTube mai posta înainte, nu știu acum. Acesta este dormitorul, dacă o să vrei, dar nu știu dacă tu te descurci pe aici cu casele, cu astea. Nu cred. Da? Tati. Uite, îmi cer scuze în fața lui Didi, chiar am întrecut limitele și vreau să îmi cer scuze și să dai comanda aia, că nu mai pot de foame, serios acum. Ok.
Bun. Deci, alea, 3 savarine. 3 savarine, da, 5 pizza, un milkshake, ceva de ciocolată, un bidon de suc. Două bidone de suc. Și atât? Da. Dacă vrei și voi ceva, ok, dar bănuiesc că pentru toată săptămâna ți-ai luat astea. Nu, pentru azi. Azi, în fine, nu azi. Că până de seara mai mănânc ceva. Dar zic așa că... Cum mă-ți mai... De seara mai iau ceva să mănânci? Nu, nu, că să fie calde pe loc, știi, le mănânc pe astea acum și mai seara dacă e mă duc eu în oraș și mănânc. Ok, hai că să văd pe cine să sun și eu să... Bine, mulțumesc mult. Nu mai mă dur la cos, că mă dor și pe mine mâinile, că am stat cu mâinile sus. Te rog, eu iartă-mi că mi-am cerut scuze în fața lui. Nu știu cine este, băi, nu știu cine este. Am întrecut limitele. Stai liniștit. Ia, bre, un sac de tărâțe. Un sac de tărâțe, nu-ți cumpăr eu odată să mănânci. O să fac cu apă caldă așa. Cereale îți dau. Și nu răspund la Pizza Hut. Hai să vedem pe cine mai... Nu știu cine e ăsta. Nici ăștia la America. Ce-i astea? Astea sunt chipsuri? Nu, bre, sunt foi, nebunule. Ce chipsuri vizi? Ia, lasă-mă. Lasă-mă, bre. Alo? Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, sunteți cumva de la Pizza Hut? Nu, nu. Am și o comandă la dumneavoastră, domnule. O să trebuiască să-mi aduceți și mie 5 pizza, un milkshake de ciocolată, 5 pizza mari, 5 pizza mari, 5 pizza mari să fie retrific, să modificați acolo, 5 pizza mari din alea family. Mm-hmm. Nu, nu suntem mulți, pentru fimiu, e unul singur, e mai gras. Deci 5 pizza mari family, un milkshake de ciocolată, 2 bidoane de suc și 3 savarine. Ok. O să vă trimit locația și când ajungeți la casa aici... sunați la ușă sau mă sunați pe telefon să vă deschid, ok? Da, da, da. Le băgați într-o cutie ceva. Bine, bine. Bine, să trăiți. Imediat vin, ok. Bun. Așa, tăticule, vezi că ne descurcăm. Îmi pare rău, chiar am trecut gluma. Deci, astea, gluma. Ai înțeles tu. Chiar îmi pare rău, sincer, să fiu acum. Bă, ăsta nu-ți iau păsire. Dacă mă deja e fapt pe consumat și n-ai ce să mai faci. Stai așa puțin. Bă, dar greu răspunde, mă, ce-o fi așa greu la trebuie? Domnul, mă auziți? Da, da, vă aud. Să-mi dați dumneavoastră un mesaj să vă pot trimite locația, că am luat numărul de pe internet. Să trăiți. Băi, auzi ce a zis nenea asta, că să mergi să-l aștepți la poartă, că nu știi exact pe unde să intre. Dar dă-mi brecheia, ca să poți să intru eu după aia. Las că mă sun când vine ăla și vin eu și vă deschid. Te joci și tu un pic prin curte. Dacă vrei, mă duc până sus, dar dă-mi cheia. Dacă eu știu ce vrei să faci tu, dar dăm cheia de sus și după aia ți-ai las. Cum mă cheia de sus? Că nu e cheie între jos și sus. Vezi că e, sunt treptele astea. Eu știu unde bați tu. Dacă vrei mănânci și în curte, nu-i problemă, dar... Păi asta zic. Da, dăm cheia. Aveți grijă la spital? Vine și peste tot și întreabă de dumneavoastră. Aveți grijă? Să mă sunați când aveți timp să zic mai multe. Trebuie să te duci sus, mă, că nu pot să-ți dau cheia acum. Băi, ți-am și eu niște tiramisu aici. Haide, uite că cred că a venit, am auzit o mașină. Vreau, mă duc, te mai deranjez, da? Uh-huh. Și să vii sus dacă auzi pe ăla cu... Da, da, vin, dacă bate cineva la ușă, vin imediat. Da, gata, bun. Băi, Diana. Da. Ce facem noi cu Andreea? Nu știu. Aulu. Lusti seamănă cu Jimmy? Păi e Jimmy. Poftă bună, mulțumesc, Acaim. O să rezolvăm noi cumva, da? Da. Pa-ne-ne-ne-ne-ne.
bună chat. Mamă, ce a crescut barba lui Bebe Moise. Dar vrei și tu ce vreau și eu? Ce? Vrei și tu ce vreau și eu? Să ne împrietenim, la asta mă refer, adică să, da, umblăm împreună, să... Super. Că nu voiam să fac ceva gen fără voia ta, știi? Da. Să mergem la jefuri împreună, să umblăm cu mafia. Eu nu mai intru în banca aia. Știi cum facem de acum încolo? Când intrăm acolo, te lasă mașină. Okay. Există riscul să ne prindă, pentru că de obicei majoritatea polițiștilor fug după mașina mea. Dar... Nu contează, dar măcar să nu mai intru în banca aia. Și eu am probleme acolo cu ochii. Suntem și foarte mulți și atâția ochii. Da. Na. Mi-ai făcut poftă? Hai să mergem și noi, să te rog. Asta e dormitorul. L-a făcut o fată cu care am stat eu. Din păcate era foarte obrazică, domnișoara aia, și... Mă rog. Și ea mobila pe aici. Da, nu e nicio bine că e așa. Dacă te mulțumești cum e așa, e ok. Da, e ok. E vino să-ți arăt ceva sus, că și bate la ușă. Tu ai cheile de la casa de acolo, de la noi? De la casa cealaltă, de sus. Că nu știu dacă știi, dar aici în casă, gen, îți poți... îți poți pune îmbrăcămintea, știi cum e cu îmbrăcămintea? Da, știu, aici la garderobă. Aici e, dar tu o să trebuiască să ieși dacă nu o vezi. O să trebuiască să ieși și să intri din nou în casă, ai cheile date. A venit comanda, chiar da. Dacă tot ai venit la ușă, dă și mie cheile. Dă-mi și mie cheile. Cine la casă? Bună ziua, domnule, vă vine pizza. Bună ziua, bună ziua. Intrați, intrați, intrați. Domnule, și tu, că ați venit toți cu pizza. Ce caută bă, ăsta aici? Domnul, dă-mi un leu, domnul. Aolo. Mi-e foame, s-a mărât. A venit comanda, domnule. Domnule, intrați acolo să le punem pe masă și vin imediat să vă plătesc. Domnule, ce e cu tine, piciule, aici? S-a mărât, n-am mâncat nimic toată ziua și am simțit miros de pizza. Aolo. Ține foame. Îmi da și mie o felie, că aveți 4 pizza, domnul. Da, 5 ar trebui să am. 5? Da, da. Mamă, cât de multe! Haide, bre, că-ți dau și auzi, eu. Dă-te, dă-te, dă-te cu băiatul meu, cu Mihaița. Ascultă-mă, că-ți dau, dar mai mult două felie nu-ți dau, că mi-e foame rău. Hai, vreau cu aia. Dar cum adică, domnul, mănâncă 5... Cinci cutii de pizza? Dacă mai comentez, nu-mi mai dau. Că-ți dau sărău de tot. Nu mai zi așa că vine să plâng. Hai vino cu acasă, hai vino, nu mai fie rușine. Hai. Alo, da. Hai să-ți cartonul aici. Intră-mă o dată în casă, mă, și nu mai intră o dată acolo cu el, că-ți dă să mânci. Alo, da. Alo. Ești. Sunt la casa aia mea de jos. Sunt aici cu Mihăiță, cu... Eu sunt aici. Mai am o casă mai jos. O luasem eu când eram cu Amalia, cu ăstea, când am încercat eu să refac și o viață, să... Unde te referi, mă, la casa de jos, de jos, cu unde erai cu Houdini? Nu mai știu unde eram cu Houdini. Când ai făcut TikTok-ul. Păi nu, aia era, nu, aia e casa unde e... Aia, la casa aia te e urât mobilată? Aia, aia, da. Aulu, bine. Vrei să vii și tu? La mafie. Hai, că o să vin și eu acolo atunci. Bine. Bine, pa. M-a sunat Andreea. Păi, trebuie să mă ajuți, păi, Diana, trebuie să mă ajuți cumva. Da. Hai să... Domnilor, câte pizza ați adus? 3. Păi două n-am... el, două păi el, două el. 6? Păi una din partea casei. Doamne, a încercat să mă mănânce. Ăsta e mare, am văzut că băiatul din nevastă e mare.
E mare, da. Păi și câți bani trebuie să vă dau? Păi, hai să nu zic așa, că așa, 5 pizze cu a două gratis, și cu suc, un milkshake. Te caută să te omoare. Că să te plăcu regiul. Na. Te știți de dădare. 35 de dolari? Doamne, dați-mi cât... Păi, veniți dumneavoastră aici să vă dau și împărțiți dumneavoastră cu colegii după aia. Domnilor, ați acasă, mă mulțumim. Vă mulțumim, domnule. Împărțiți cu domnii. Da, da. Mulțumesc domnul pentru pizza, la revedere. Revedere. Tadim! Da. A încercat să mă mănânce. Bă, unde-s pizzele alea, mă? Că am zis că iau și eu o bucată. De ce mai zbesc să-ți păstrești, că am mâncat-o, o toamnă. Oh. Da, vreau să mă duc să mă iau, că șase doar pizza, 4. Mă, șase au fost, șică. Ai mâncat în neștire, nici nu te-ai uitat la ele, le-ai mâncat cu păi tot cu cutie. Păi dacă am pus una așa peste ele, dar am făcut sandwich și le-am mâncat. Și copilul ăsta mi-a băgat mâna în gură să-mi vrei pizza din gură, auzi. Păi ai dat și lui una. Nu e dacă a fugit. Deci, eu m-am pus să mănânc liniștit aici și copilul m-a băgat mâna în gură așa. Eu să-mi bagi mâna în gură? Să îmi ia pizza din gură. Auzi, dacă mă dai aici, ia dă drumul la tine acasă, mă. Pardon, am venit înapoi. Pardon. Du-te mă la tine acasă, mă, hai. Așunii de bani, că s-a mărât. Bă, Mihăiță, dă-i și lui niște bănuți. Uite, îi dau. Vino cu amă. Domnul. Băi, piciule, da. Bebe-i numele meu, de ce? Nu. Ce-i cu tine? A încercat să mănânce brațul, domnul. Băi, piciule, dacă n-ai treabă pe aici, pe oraș, nu vrei să vii cu mine la mine acasă? Am niște băieți acolo. La tine acasă și e mare casa ta. Mare, și am o curte mare și sunt mulți oameni acolo. Am mulți prieteni. Mamă, ce mișto! Da, bă, ia, ascultă-mă, deci ești pe ușă și ăia asta în stânga, ascult, da, ce bani? Băi, Mihăiță, dacă îl omă să ai tu un prieten, să avem noi grijă de el. Eu nu vreau, frate. De ce? Eu nu vreau cu să... Băi, Didi, ai grijă cum vorbești, că... Da, ce domnișoară frumoasă. Deci te rog eu, vezi că ești din schemă dacă mai mă enervezi. Ce? Băi, ce? Cică vezi? Nu spui mie dacă vreau eu un frate, nu că nu sunt nesimțit, că tu nu spui mie dacă vreau eu frate sau nu. Eu mă numesc Iaurțel. Hai că deja te dragi cu crumai. Ascultă-mă. Deci ești pe obuș acolo. Dar și eu îi las pe acolo. Dar nu mai vorbea să vorbea și mami. Hai să vorbea și tati cu mami și-a bătut-o. Cine a bătut-o? Băi, dar ce? Mănânci când faci poftă? Mâncam niște tiramisu, băi, spune și eu. Ascultă-mă, hai, gata. Fă-i schema cu dulapul. Deci, fii atent, ești cu ușă. Și la stânga, băi, așa, o iei pe câmp, așa, frumos. Mergi în față, până dai de o casă mare, frumoasă. Și te bagi acolo în curte. Te-mă că merge în tot spatul, măi, la casa acolo. Mai Mihăiță, dar cum adică dacă vrei un frate, dacă eu și cu Diana o să ne înțelegem bine și o să fie totul superb între noi și o să ne căsătorim? A, da? Că uite, chiar aveam mai să-ți arăt ceva, tăticule. Și... Ia, vino. Cum vă numiți, domnișoare? Ce vrei să-mi arăți? Ce? Cum vă numiți? Te pozele astea de aici de la baraj le recunoști? Da. Când tati, auți el. Da. Tu nu erai un om așa răzbunător, tati. Ce frumoase sunteți. Bă, mă amenință, mă, că arată pozele când am omorât-o pe Amalia. Vreau să le vadă și doamna Didi. Stai și mă, că dau bani. Și cu părul meu, deci, frate, am și părul albastru. Eu nici nu pot să fac copii. Cum vrei? Bă, mine, cum ai făcut? A fost o extorsiune, un degajament, m-a stors prea mult mătaia, cum o cheamă? Cum o cheamă pe aia? Izabela! Izabela, așa. Dar tu de unde știi, mă? Mi-a zis tu, mi-ai povestit că mâncam pizza. Că bă, tu ai fost făcut din ia că mamă gura, ia ieși în gura mătii, mă, dar ești de rest. Ia ieși, mă, de aici. Ieși de aici, am zis. Gura mătii, că te bat acum cu mătă. Dacă vorbești... Bă, potoliți-vă. Dacă e una unul ăla că în casă, e, bă, zis? Te bag aici în casă și sar la băiatul meu cu pumnii? Tu l-ai zărit înaintea mea, domnul. Dar nu ți-e rușine și ție? Domnul bebe, după ce a încercat să mănânce brațul, eu dacă ce să mai fac, domnul? Ce să mănânce la tine brațul, mă, că n-are ce mâncat în tine, nu vezi ce slăbuț ești? Deci strada din inima copilului, din strada din oameni, din inima oamenilor, nu poți să schimbi. E tot așa sălbatic, înțelegi, tati? Deci orice-i face, ăsta e sălbatic mereu. Am și murit. Taci în pizna.
Uite, vezi? Deci vorbești cu cineva la mama lui care a murit. Ieși afară, piciule. Ia, ieși afară. Ieși afară. Cum te cheamă pe tine ăsta mic? Iaurt, a zis. Iaurt. Băi, iaurt, ieși afară, că dacă nu-l pun pe Mihai să te bată, te face smântână din tine. Ieși. După ce te bate și mănânc. Ieși. Lapte bătut face din tine. Domnule. Lapte gros. Stați un pic, domnul. Nu mai stăm. Hai. Nu, că am și murit. Auzi, iaute. Auzi, mă sună mata că te caută pe acasă. Hai, du-te, du-te. Degeaba că tati a bătut-o. Pe cine? Până, și după n-am mai bătut. Haide că ne auzim, tati, vezi că mă duc. Hai, domnul, să vorbim. La revedere, la revedere, piciule. Domnul, stai. Haide, vine, mă mai lua. Du-te, la revedere. Domnul, lasă-mă, domnul, nu mă mai lua. La revedere. Hai la uză, hai la uză. Aulu. Doamne ferește, ce nebun. Trebuie să mergem la casă, să știi. Hai. Dar știi cine e acolo, nu? Da. O să rezolvăm cumva treaba asta. O să rezolvăm cumva treaba asta, dar nu știu exact cum. Tu trebuie doar să aștepți un pic, ok? Aștept. Mă bucur că mă înțelegi. Hai să mergem. Mihăiță este rău cu copilul. Tăticule, nu vreau să iasă de afară, tati. Deci nu vreau să iasă. Hai că ieșim cu toții. Păi cum nu vreau să iasă? Hai, nu piciule, vreau. Afară. Ieși afară. Să ia, mi-am luat cartonașul. Ieși. Mamă, aveam 2000 de... Vreau și eu să dai elixir, păi trebuie să cumpere. Dă drumul pe poartă așa ușor, dă-i la vale. La vale, la vale, în jos, în dreapta. Hai că te luăm la mine acasă. Ce faci, bre, aici că nu-l iei? Îl luăm acolo, că poate se reabilitează și el, știi? Da, ca să vorbea tati cu mami. Păi și trebuie să mă înjuri? De unde știi tu înjurătările astea? Iartă-mă, păi tati, e ca să zici... Vezi, dacă mai vorbești așa, mi-a scăzut mai mare și îmi pare rău, mă pare rău, n-am. Auzi, dar nu vreau să stau în spate cu ăsta, că stau tati să fiu sincer, vreau să te puțin. Vă rog să mă iertați. Auzi? Auzi, măi, piciule? Ia uite. S-a cumpărat o casă, mă, forțiorul meu. Ia, dă-te puțin jos să zic ceva. Nu, lasă-mă, domnul, cu casa asta, că eu mi-a zis domnul din față, domnul cel, că mă duce la casa. Deci trebuie să iei de acum încolo să-i spui șeful că e, sau vorbești cu domnul, nu domnul cel. Se numește domnul, cum ați că vă numiți domnul? Bebe. Băi ăsta mic, bebe. Dar da. Tu nu stăteai aici, mă? Ia vină cu acesta mic. Tu nu stăteai aici, de erai vecin cu mine. Nu. Uite aici, mă, uite aici, jos. Uite aici, bre, canalul. Vecinul nostru. Aici stăteam și ieșeam de fiecare dată ziua să văd dacă trece cineva. Aici stătea el, bă, Iaurzel. Aici e casa lui Iaurțel, bă. E vecinul meu, mă, dar și zice, îi se spune Iaurțel. De ce? Că a venit odată o basculantă din asta cu iaurt și s-a răsturnat aici unde e asfaltul decopertat și a căzut peste el iaurt. Și el când a ieșit de acolo, a ieșit plin de iaurt și de atunci aici se spune Iaurțel. Băi, ce poveste frumoasă. Domnul, mă iertați, domnul bebe, că ne-am văzut. Parcă și acum miroși așa, hai, puțin aia urt acru așa, olea, că și acum miroși acru. Nu, e de la canal. Pare rău, n-am văzut. N-am condițiile necesare. Da, te cred, acolo, în canal. Păi să-mi zici o dată și o dată. Ce tată mă treabă, te reabilitează. Bau și m-am speriat. Și fii atent, ascultă-mă, taci când vorbesc, am zis. Nu mă cipa. Te rog frumos să te reabilitezi. Băi, mă doare capul, mă, fea, băi, nu, e greu să stai cu doi copii în aceeași mașină. Vezi, eu, deci eu zic. Deci nu prea mă înțeleg. Tu vrei să-mi arăți acum? Da. Deci, ia Orțel. S-a dat o șansă. Deci să ții cont de aia și să nu mai faci un prostii și să-și dur, da? Mă pare rău, domnul bebe. Mă bucur. Băi, ce de băieți bune aici. Ce faci, Brâneașumi? E pe gânduri, a?